Salutare, prieteni! Iată că vremea ține cu noi și ne oferă încă zile frumoase. Ne putem bucura în continuare de motociclism. Așa că astăzi am ales să ies și eu o tură. Să dau o tură cu motocicleta. Și voiam să vă spun ceva. Nu ți-are cricul mic? Iată că suntem în noiembrie, 4 noiembrie și vremea este superbă pentru motocicletă. Este tocmai potrivită, cel puțin la Târgoviște, nici cald, nici frig, este temperatura corectă, ca să spun așa. De aceea am ales ca astăzi să dau o tură scurtă, am puțin timp liber și am zis că de ce nu. Tot legat de timpul liber, din cauza asta și postez cam rar. Știți cum e problema cu timpul. Nu prea am timp liber și nu am de ales. Asta este și mie mi-ar plăcut să postez mai des, să mă plimb mai mult, dar fiecare facem cum putem. Cu toate acestea, astăzi vă voi spune o poveste interesantă. De ce anume Nuț și-a cumpărat trompetă? Pentru că știți, el nu are motocicletă, are o trompetă. Aia nu se poate numi motocicletă. Auzi tu? Cum se poate ca o firmă care fabrică instrumente muzicale să fabrice motociclete? Eu nu-mi dau seama de chestia asta. Adică Yamaha fabrică trompete, fabrică chitări, orgi. Ce mai vreți voi, nu știu, am văzut multe instrumente muzicale de la ei, casetofoane pe timpuri sau din alea cu placă, nu știu exact. Poate Nuț poate să ne spună mai bine, așa că așteptăm un răspuns să vedem ce astfel de instrumente mai fabrică Yamaha. Nu m-am încadrat bine, trebuie să merg înainte eu de fapt. Așa că Nuț, aștept un răspuns de la tine, așadar să revenim la poveste și să vă spun de ce Nuț are o trompetă. Pentru că asta are, o trompetă, se aude ca o trompetă, se vede ca o trompetă, nu știu, eu așa văd chestia aia care se numește motocicletă, eu o văd trompetă. Ideea este următoarea, el când era mic, era și el copil, pui de Nuț, ca să zic așa, sau Nuț versiunea 1.0, mai bine zis. Așa, în copilăria sa și-a dorit foarte mult un instrument muzical. A zis că nu conta ce era, să fie instrument muzical. Bravo, mă! Deci, trebuia doar să fie instrument muzical, nu conta și ce. Și haideți că vă povestesc după ce rezolv ce am de rezolvat pe aici, mai întâi să găsești un loc. Da, băi, prieteni, așa cum vă spuneam, Nuț în copilăria sa își dorea foarte mult instrument muzical, așa că îi tot scria moșului: moșule, moșule, adun și mie un instrument muzical. De unde, moșu? Vă dați seama cât de cuminte era Nuț în copilăria sa. I-a scris odată, de două ori, s-a lipsit, nu mai e. N-avea rost că moșul nu l-asculta. I-a ducea doar nuiele. La un moment dat Nuț se împăcase cu ideea, a zis asta e, nu mai au instrument, nu mai aduce moșul, de fapt asta este, ce să fac. Și știți voi prea bine că Nuț a avut Kawasaki care acum este la dracu. De altfel, o motocicletă superbă, na, doar e Kawasaki, ce să mai, dacă spui Kawasaki, deja spui tot. Și ce s-a gândit Nuț într-o zi? Bă, n-am avut trompetă în copilărie, acum sunt mare, sunt pe banii mei, mă întrețin singur, vorba aia, na, e om în toată firea. Ce-i ce? Hai să-mi cumpăr și eu, să-mi cumpăr în sfârșit instrumentul ăla muzical. Dar hai să-mi iau o trompetă. Și ce-a făcut Nuț al meu? A vândut mândrețe de motocicletă, Kawasaki, și și-a luat trompeta aia de la Yamaha. Băi, frate, cum să faci, mă, așa ceva? Să-ți iei tu trompeta de la Yamaha?
N-aș face asta niciodată. Adică, da, Kawasaki e Kawasaki, trompeta e trompetă. N-ai ce să spui. Da, băi, fraților, și uite așa a ajuns Nuț să aibă trompetă. Și-a luat în sfârșit, și-a luat Nuț în sfârșit din ăsta, cum zice, instrument muzical. Nu știu, eu, unul, n-aș putea să merg cu trompeta aia pe stradă. Cum o să mergi cu Yamaha, cum îi zice la aia, Yamaha, trompeta, oricum, eu așa îi zic, trompete. Să ies cu aia pe stradă, n-ai cum, nu știu. Acum, el e alegerea sa, face ce vrea, face cum vrea. Și asta e povestea cu trompeta lui Nuț. Așa a ajuns el să aibă trompeta aia. Auzi și tu. Dar ce este mai grav este faptul că uită de unde a plecat, uită ce motocicletă l-a făcut mare, ce motocicletă l-a consacrat, că până la urmă Kawasaki l-a făcut cunoscut. Datorită acelei motociclete îl cunosc și eu, datorită acelei motociclete îl cunoaște și voi, pentru că știți, na, povestea, nu trebuie să vă mai spun eu. Și acum face mișto de Kawasaki, ci că Kakasaki, auzi la el Kakasaki. Băi, băiatule, bă. Și hai să-ți mai spun ceva, Nuț, ăștia cu MT-urile de București, știi tu treaba. De parcă ați avea BMW-uri, bă. Cam asta este povestea pe ziua de astăzi, cu trompeta lui Nuț. Mai am eu să vă mai spun câte ceva despre el, dar cu altă ocazie, că acum probabil că ați observat, vorbesc puțin ciudat, sunt răcit și n-am starea necesară ca să fac observații asupra trompetei. Deci, dacă vreți să vă luați o motocicletă, luați-vă, fraților, orice, dar nu trompetă, nu MT-07. Păi, motocicleta, ați văzut și voi cum se aude? Zici că e tractor. Nu știu, ascultați și voi aici cum se aude asta. Kawasaki. E altceva. Deci, nu, îmi pare rău pentru tine că te dai pe o trompetă. Frești trompeta toată ziua, vorba aia. Da, asta este, fiecare cum poate. Hai, ne auzim data viitoare, aveți grijă, ceau!